Imaginați-vă puțin viața unui sportiv. Ea nu înseamnă doar călătorii, medalii, cecuri cu multe zerouri, milioane de suporteri, ropote de aplauze. În cea mai mare parte, ea presupune rigurozitate, disciplină. Sportul de performanță îl obligă să renunțe la copilărie, la micile și marile plăceri, la timpul petrecut cu prietenii și chiar cu familia, de fapt la o viață normală. Cariera sportivului e un fel de armată continuă, antrenamente zi de zi și de câteva ori pe zi. Iar nerespectarea unor reguli poate produce o catastrofă. Așa că sportivul se sacrifică mult, suportă dureri mari și trăiește într-o stare de tensiune sau chiar teamă. O permanentă teamă de accidentări care într-o clipă pot arunca tot efortul și toate îndurările pe apa sâmbetei. În 2003, jucătorul de tenis Andy Roddick câștigă un titlu de Grand Slam, devine numărul 1 mondial și se menține pe această poziție mai bine de un an. Iar în 2004, doboară recordul pentru cel mai bun serviciu din lume. Mingea lui a atins atunci 249 de kilometri pe oră și pur și simplu s-a înfipt în nisipul terenului de la Roland Garros. Iar în 2009 a jucat finala cu cele mai multe game-uri din istorie, 77. Durata meciului s-a întins atunci pe mai bine de 4 ore. Numai decisivul a durat 95 de minute și a fost cel mai lung din istorie. Puțini însă știu că Andy Roddick a ajuns la asemenea performanțe cu ajutorul unui italian și a unei românce. Este vorba despre Robert Donatelli și Georgiana Ghibu. Ei dețin în Las Vegas o clinică de recuperare devenită celebră printre celebrități. Andy Roddick avea probleme cu umărul, se punea problema să se oprească, pentru că nu mai putea. L-am preluat noi și 10 ani de zile n-a avut niciun fel de problemă. Și asta pentru că Robert și Georgiana sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Ei găsesc soluții acolo unde alți medici fie pun mâna pe bisturiu, fie pur și simplu ridică din numeri. Tot mapamondul cunoaște că Donatelli e fizioterapeutul numărul 1. E profesor, doctor, cercetător. A publicat 13 cărți, ține conferințe peste tot în lume și specialiștii de renume îi caută sfatul. Dar e timpul să aflăm că el împarte podiumul cu o olteancă. O gorjeancă, mai exact. This is my boss, Georgiana. Okay. She's not in your shadow. My shadow? No, I don't have a shadow. We counterbalance each other. I mean, she's got no stuff about that I have no clue when she's talking. But she knows everything and I know because she lectured with me. I think she's a phenomenal PT. Până să ajungă atât de mare, această fată micuță de statură a învățat și a muncit. A muncit și a învățat. Mult. Fără răgaz, într-un ritm infernal, dar cu ambiție mare și cu dăruire nebună. Am jucat handbal împotriva tuturor sfaturilor, pentru că eram foarte mică. Am 1,52 m, deci pentru handbal este sigur o înălțime foarte mică. Dar eram foarte ambițioasă, munceam foarte mult, trebuia să muncesc mult mai mult decât celelalte fete, care sigur erau 1,80 m, 1,90 m. Eram coordonator de joc, deci unde trebuia să-ți folosești inteligența. Așa am reușit să intru la IEFS la vremea respectivă. Mi-am luat a doua specializare gimnastică, dar între timp mi-am schimbat drumul. Tot timpul am fost fascinată de domeniul medical. Este clar domeniul potrivit unde poți să schimbi viața omului. Asta mi-am dorit. Pentru asta sunt făcută. Fapt pentru care am mers la această facultate, le-am făcut pe amândouă în paralel, deci facultatea de educație fizică și facultatea de kinetoterapie. Am lucrat la Spitalul de Copii Cotroceni. Am terminat facultatea și la un an după am venit în Statele Unite. Spre Statele Unite nu a plecat pentru că ar fi crezut că e tărâmul tuturor posibilităților. Nu a urmărit visul american și nici nu era fascinată de poveștile de peste ocean. De fapt, nici nu știa engleză. Pur și simplu, într-o seară, o colegă din cămin a completat formularele la loteria vizelor pentru o gașcă mai mare de fete. Așa, la noroc. Georgiana a aflat despre această ispravă abia când s-a trezit cu plicul câștigător. Și pentru că e convinsă că în viață nu e nimic întâmplător, a acceptat provocarea. Așa a ajuns Georgiana în Georgia, statul Georgia. Primul lucru care a impresionat-o pe fata noastră micuță a fost imensitatea. Aeroportul mi s-a părut ca un oraș. Totul este mare, la nivel de dimensiune. Oamenii sunt mari, copacii, vegetația, totul este impresionant. Străzile sunt foarte mari. Nimic însă n-a copleșit-o. A adus cu ea o geantă mică și o dorință mare de a reuși. A urmat din nou o perioadă de muncă și totodată școală. Dar nu s-a plâns că ar fi fost prea mult sau prea greu. La început, pentru că americanii nu joacă handbal, s-a angajat ca profesor de gimnastică.
Am încercat să le explic că nu vorbesc engleză și nu știam dacă pot să predau gimnastică la nivelul lor. Ei, spre surprinderea mea, mi-au spus să nu mai spun nimic care să mă tragă în jos și m-au angajat imediat. Am realizat că simplu fapt că au văzut că vin din România, școala de gimnastică românească fiind sigur probabil una dintre cele mai bune școli de gimnastică din lume, nu are nevoie de niciun fel de explicații. Toată lumea o cunoaște pe Nadia Comăneci. Aici este mult mai apreciată decât la noi, lucru care mi-a facilitat un loc de muncă. Am antrenat copii de la 3 ani până la 18 ani. De fapt, așa am învățat engleză, de la copii de 3 ani care repetă la infinit aceleași lucruri. Ar fi putut, desigur, să se compleacă în această meserie, mai ales că avea rezultate foarte bune. Era extrem de apreciată și sălile de sport se băteau pentru ea. Georgiana, însă, simțea că are altă vocație. Voia să ajute oamenii să-și recupereze sănătatea. Doar că echivalarea studiilor de fiziokinetoterapie n-a fost un proces la fel de ușor. În România, această facultate de-abia se înființase, așa că școala noastră n-avea tradiție. Multe materii din programa lor lipseau cu desăvârșire la noi în țară. Deci, în România, chiar dacă am făcut două facultăți, nu mi-amintesc învățând cu picioarele în ligheanul de apă, practic. Și m-am dus inițial să văd unde mi-este nivelul, pentru că nu aveam nici mai mică idee dacă pot să-l trec sau nu. Din fericire, l-am trecut cu brio și din momentul în care am luat licența pe recuperare medicală, pe physical therapy, se schimbă viața. Puteam să fac ce făceam eu, ce sunt făcută să fac. Georgiana a devenit prima româncă cu licența americană în fizioterapie și din acel moment se consideră un om fericit. Crede foarte mult în menirea pe care trebuie să o descoperim ca să nu trăim o viață paralelă cu cea care ne-a fost hrăzită. E sigură că Dumnezeu ne-a înzestrat pe toți cu talent pe care suntem obligați să-l înmulțim. Așa că pentru ea nu există împlinire mai mare decât să trăiești din propria pasiune, iar pasiunea ei pentru recuperare e irecuperabilă. O egalează doar pe cea a partenerului său, Robert Donatelli. She took the lottery and a lot of other Romanians did, but they didn't fight for to become the best of anything. They just were happy and got, you know, what they wanted out of it, but Georgiana wasn't satisfied with that. She had to be to get the best of what she's best at. Și asta în ciuda faptului că în comunism nu era încurajat să fii cel mai bun în ceva. Nu se punea preț pe performanță individuală. Poate doar în sport. O lume de care Georgiana nu s-a despărțit niciodată, dimpotrivă. Studiile și experiența acumulate în sportul românesc i-au creat un avantaj în fizioterapie. Ei îi se datorează faptul că cele mai multe vedete care le-au trecut și le trec pragul sunt sportivi. Pentru că, pe lângă recuperare, cei doi concep tehnici noi de antrenament. Iar inovațiile lor se regăsesc în câteva brevete. Mai mult, tot aici se testează cele mai noi aparate. În ziua în care noi am ajuns la clinica din Vegas, unul dintre ele era ocupat de Ronald Gavril, pugilist român, multiplu campion național, care în țară ajunsese să lupte cu umbra lui. E un fel al lui de a spune că în România nu mai avea nici rival, nici antrenor pe măsura capacităților sale. Și atunci am zis că nu vreau să mai pierd timpul. Și mi-am luat o geantă cu bagaje și am plecat în America. O geantă plină de vise și atât. A trecut oceanul pentru un singur lucru, titlul mondial. A încercat deja să obțină centura dorită, dar a pierdut-o la puncte într-o luptă deloc cinstită, crede Ronald. Adversarul său a fost găsit dopat înaintea unui alt meci, însă când a boxat cu românul nostru, nu i s-a făcut testul antidoping. Dar Ronald Gavril știe că lumea poate fi nedreaptă, iar competiția de aici e cea mai crâncenă, așa că scrâșnește din dinți și merge înainte, mai ales că are și el un nas în mânecă. This machine is amazing. We just finished a research project on this. Frate, previne ruptura tendonului și ligamentelor, care este foarte greu de realizat. În momentul în care antrenezi un atlet, ăsta este scopul, să previi accidentările. Este singurul aparat care întărește aceste tendoane și aceste ligamente. Este aceeași mișcare ca și cum ai coborâ pe pantă. Deci mușchiul se lungește, practic, se creează un pic de ruptură, spațiul ăla se reconstruiește, devii mai puternic într-un timp foarte scurt. Dar în cazul Ronnie, să-l scoate în campion mondial. E normal că se poate. Dacă vrei, poți. Și ca să poți, să muncești. Mult. Și mai sunt în clinică echipamente și chiar încăperi speciale dotate cu tot felul de invenții pe care nu e bine să le arătăm, pentru că fac parte din secretul unui antrenament gândit special pentru sportivii care țintesc aurul, cel mai înalt podium, cel mai râvnit titlu. Vin destul de des la recuperare și la
niște exerciții speciale făcute de domnul doctor și Georgiana pentru reflexie, pentru echilibru, viteză de reacție, să vezi când vrea să te lovească adversarul. Se cheamă sport specific training, care presupune antrenament la nivelul aparatului vestibular, neuromuscular, acuitate vizuală, stabilitate dinamică, deci facem antrenament la nivelul ochilor, pentru că dacă un sportiv nu vede unde este mingea foarte, foarte bine, nu poate să o lovească corect și atunci asta e diferența între, să zicem, la tenis, minge în teren și minge afară. Jimmy Connors, John McEnroe, Mansour Bahrami, Yannick Noah sunt doar câțiva dintre sportivii care au lucrat cu Georgiana și Robert. Și asta doar din lumea tenisului. Am avut norocul să lucrez cu oameni special, cu sportivi de înaltă performanță și din Statele Unite, din baseball, Marquis Grissom. We have become best friends since then. His career was over. He did so well in the rehab. San Francisco Giants called me and said, listen, we want Marquis, but we're not sure because he's had so many problems. We wanted him to reevaluate him. I went on the phone with this guy for like 20-30 minutes, telling him that he has no problems. So I called him up and I said, I own your butt because I just got you signed with the Giants. He had the same statistics as when he was a rookie, and he won Rookie of the Year. Într-adevăr, lupta cu efectele vârstei e cea mai dificilă. Cariera sportivului e prinsă între niște ani, perioada în care trăiește doar în prezent. Timpul lui e mereu acum. Astăzi trebuie să atingă forma maximă și, în acest sens, Robert și Georgiana i-au ajutat nu doar pe americani, ci mai ales pe români. Așa că celor doi li se datorează o părticică din succesul câtorva sportivi de-ai noștri, deși ei nu și la rogă niciodată. Sunt bucuroși că au putut să-i sprijine când le-a fost mai greu. Cel mai bun sportiv pe care noi l-am avut este Marian Drăgulescu, care este olimpicul nostru, care a mers la 4 sau 5 olimpiade. Avem aici pe Cătălina Ponor. E una dintre cele mai bune gimnaste care România le-a avut vreodată, cu siguranță. De altfel, atât Cătălina Ponor, cât și Marian Drăgulescu admit astăzi că ar fi putut rata multe calificări la competiții importante, chiar și olimpiade, dacă organismul lor nu ar fi fost atât de bine pregătit din punct de vedere fizic după metodele originale ale Georgianei. S-a întâmplat de multe ori, spune românca, să-i vadă pe cei doi pe prima treaptă a podiumului cu ochii în lacrimi și imediat după aceea să-i sune telefonul. Momentul acela, când proaspătul campion te sună să-ți mulțumească și îți spune că fără tine n-ar fi ajuns acolo, pentru ea, ca terapeut, e cel mai prețios și astfel de telefoane primește mereu. Sunt mulți care ne-au trecut prau, care vin, Javier Humet, care este un handbalist care joacă la Steaua și la Lotul Național, este un spaniol care are cetățenie română. Deci, de-a lungul timpului, atleții noștri români știu de noi și vin aici să se recupereze. Tot aici îl putem întâlni frecvent și pe Ciprian Arcălean, supranumit și Spartanul, om de bază al faimoaselor trupe SWAT. În Vegas, românul participă la intervenții împotriva traficanților de droguri, proxeneților, mafioților sau chiar atacatorilor care iau ostatici. E trăgător de elită în Statele Unite pentru că niciodată nu greșește ținta, iar gloanțele lui nu ratează niciun infractor. Dacă lovești în ochi, moare mai repede decât dacă lovești la baza nasului. Nici măcar n-apucă să apese trăgaciu. Ținta are 3 degete, e mult mai ușor să tragi în realitate decât în antrenament, dar noi împingem antrenamentul la maxim. Privirea lui trebuie să fie concentrată tot timpul, mușchii mai mereu încordați și tot corpul trebuie să-i funcționeze ca un mecanism bine uns. Ei, tocmai de acest lucru e responsabilă Georgiana, iar de la pacienți desprinși parcă din filme de acțiune, trecem la cei care sunt protagoniști de show-uri adevărate, marca Las Vegas. Aici este un poster de la unul dintre cele mai bune spectacole de la Cirque du Soleil, Love, făcut pe muzica formației Beatles, unde noi avem foarte mulți sportivi români, foști gimnaști. Rareș Orzaț, Cosmin Malița, toți foștii componenți ai lotului olimpic al României. Antrenorul principal de la Cirque du Soleil, Adrian Mant, este iarăși un român care mie mi-a fost colegă de facultate. Dănuț Coșelu, care este personaj principal în Cirque du Soleil în O, deci cel de la Bellagio. De fapt, Cirque du Soleil e cea mai mare companie artistică din lume. Oh, e considerat cel mai bun spectacol din istoria acestui circ. Iar Dănuț Coșeru, pacient și un bun prieten al Georgianei, este chiar capitanul echipei care execută unul dintre cele mai așteptate, dar și cele mai periculoase numere ale acestui show. Românul nostru e acolo sus, aproape de tavanul sălii, peste hău, printre cei care fac salturi mortale dintr-o barcă metalică ce se leagănă continuu. Risc e peste tot. Zburăm din partea stângă în partea dreaptă. Aparatul ăsta e din metal. Dacă te duci puțin în stânga, te lovește
de aparat. Dacă te duci în dreapta, te lovești tot așa. Deci trebuie să fii foarte precis. De fapt, trebuie să zboare peste brațele cu echipierului, obligat să-l prindă și să-l aducă înapoi pe barcă în siguranță. Iar săritura finală e în apă, așa că Dănuț are și brevet de scafandru. Ei ce fac acum este mult mai greu decât ce au făcut când au fost sportivi. Serios? Categoric. Toți spun același lucru. Pe lângă tehnicitate, trebuie să fie artistic. Să exprim ceva ca spectatorul să vină să vadă show-ul. Permanent se schimbă, permanent sunt implicați în numere noi, adică nu pot să vorbesc pentru ei, dar este foarte, foarte greu ce fac. Intervin și anii, sigur ei trebuie să se antreneze permanent, pentru că ce fac ei este un gen de jocuri olimpice. Numărul de accidentări este pe măsură, adică ei făcând elemente foarte grele se accidentează și vin în momentul în care este ceva mai deosebit, când terapeutul de la ei la spectacol nu poate să rezolve, vin la noi. Și dacă tot suntem în Vegas și tot suntem la capitolul show-uri, așa întreagăt, Georgiana ne povestește și despre câțiva cântăreți care s-au lăsat fără ezitare în mâinile româncei. Printre ei... Carlos Santana, și sigur că am fost la spectacolul lui și chiar mi-a cântat. Sunt momente speciale. Avem foarte mulți oameni din lumea show business-ului, pentru că asta este Vegas, asta este esența Vegas-ului. Deci e imposibil să nu vină cineva de la miile de spectacole de aici. Le redă puterea de a merge mai departe și celor care lucrează în staful vedetelor. Oameni care la capătul unor turnee istovitoare ajung în clinica Georgianei. Aici l-am întâlnit, de exemplu, și pe managerul lui Tony Braxton. So now I'm home for the next few days. Three months. Months, okay, so we have you here for a while. Yep. Good. Then we go to China and Australia and South Africa. But my pain... So we have to fix that. Yes. We'll fix it. Yes. You know that. Într-un final, vindecând atâtea vedete, a ajuns ea însăși una dintre ele. Asta este revista Las Vegas Life. Întâmplător, doamna de pe copertă este pacienta mea. Iar aici este un articol despre mine și familia mea. Pasajul meu preferat este despre o bijuterie pe care am primit-o de la o fostă pacientă care mi-a fost foarte dragă, o fetiță care avea paralizie cerebrală și pe care eu am tratat-o și căruia a trebuit 6 luni de zile să-mi facă un lănțișor pe care a pus fiecare literă a numelui meu. Să nu credeți totuși că această clinică e destinată doar celor cu stea în frunte sau că prețurile practicate aici iau pielea de pe om. Dimpotrivă, italianul și românca noastră au creat un loc accesibil tuturor în care oricine e binevenit. Tratez pe toți cu aceeași pasiune și cu mult drag. A fost și situații în care, spre exemplu, Britney Spears a vrut să vină la clinică și a cerut să închidem clinica, ceea ce n-am făcut, pentru că am ales să respect oamenii și să-i tratez pe toți la fel. Deci fiecare pacient este unic și special pentru mine. Iar ea, Georgiana, e unică și specială pentru fiecare dintre pacienți. She's amazing. I've had physical therapy before and I had to continue wearing the apparatuses or the braces. I came here and I have not worn a back brace at home or here or out anywhere. Echipa noastră poate să confirme. Într-o singură ședință, Georgiana și Robert ne-au făcut bine pe toți, deși durerile de spate ne șicanau pe fiecare de multă vreme. De fapt, aici nu auzi niciodată cuvântul irecuperabil. Din momentul în care un om intră pe ușa clinicii, românca noastră e convinsă că îl poate vindeca. Și pacienții vin la ea cu aceeași convingere. Fără acest sentiment, nu există tratament. Ba chiar, spune Georgiana, încrederea pacientului în vindecare face mai mult decât toate diplomele și toată tehnologia din dotare. 99% abordarea este psihologică, deci dacă nu te conectezi cu bolnavul, dacă nu înțelegi, dacă nu vezi că este cauza, dacă nu îl înțelegi ca om, nu poți să-l vindeci. Deci nu vindeci, tratezi umărul sau genunchiul, tratezi omul în tot aspectul lui. Asta este foarte, foarte important. De fapt, aici este diferența între un terapeut bun și un terapeut foarte bun. Pacienții noștri sunt prietenii noștri. Acesta este secretul lui Robert și al Georgianei. De fapt, unul dintre ele. Celălalt e legat de România, pentru că acolo se încarcă de energie amândoi. Brașov is my favorite place. It's peaceful. It's the place that you can call home. I went to Dracula's castle. I actually saw some torture techniques that he used on people. PTs in the United States use on people too. And you asked me how different am I from those? I don't do pain. I could probably write a book on the horror stories I've had of patients going to other places to get rehabilitated. Câteva trucuri ale vindecării fără durere, Georgiana le-a învățat inclusiv de la bătrânii din satul ei natal din Gorj. La acești oameni și în aceste locuri se întoarce iar și iar de câteva ori pe an.
Îmi place realmente tot ce e în jurul meu. Mă trezesc în fiecare dimineață și îmi beau cafeaua cu râul care este practic în spatele casei, păsările, copacii, greierii, lătratul câinilor dimineața, cocoșul care mă trezește. Probabil că aici este singurul loc care mă regăsesc cu adevărat și care sigur că îmi lipsește acolo. O vreme a suferit chiar mult prea mult de acest dor. Trăiam între două lumi, trăiam între România și America și nu înțelegeam de ce trebuie să fiu când aici, când acolo. Și când plecam din România eram tristă, când plecam de aici eram tristă. A reușit să transforme acest dor într-o energie vindecătoare cu ajutorul unui pacient de-al ei, celebrul Ravi Zacharias. Este un apologet care este un om extraordinar de deștept. El a fost advisorul lui Bush, vorbește la Națiunile Unite și a scris nenumărate cărți. Mi-a fost pacient, a venit el la mine și 6 luni de zile, discuțiile cu el, practic, mi-au schimbat viața. Filozoful american a devenit apoi nu doar prieten, ci și parte din familie, botezându-l pe Robi, băiatul Georgianei. Apoi a venit pe lume și Briana. Ambii copii, fiind pe jumătate români, vin în țară aproape la fel de des ca și mama lor. Iar România li se pare mult mai frumoasă decât America. Le place foarte mult, deci ei nu au niciun fel de concept negativ despre România. Briana are senzația că verdele este culoarea României. Iar lui Robi plac munții, deci s-ar cățăra pe munți în fiecare zi. S-ar duce să plimbe prin peșteri, s-ar duce să prindă pește, s-ar duce să alerge, să stea afară, să stea în natură, practic. Când Georgiana îi vede pe cei doi cățărându-se în cireșul din curte, își încarcă bateriile pentru multă vreme. În acest pom s-a cățărat și ea când era mică. Își amintește că nu i-a fost niciodată teamă că ar putea să cadă. Curajul a însoțit-o mereu pe micuța româncă. Datorită lui a ajuns așa de mare, iar forța de a înfrunta orice și pofta pentru a descoperi orizonturi noi i se trag, probabil, de la acest tablou pe care l-a regăsit de curând în casa părintească. În copilărie își imagina că ea este fetița din peisaj, iar îngerul din ramă e chiar protectorul ei. Așa mi-a spus mama, că indiferent ce fac eu, mă protejează îngerul. Stresat pe mama toată chestia asta cu tablou toată viața ei, pentru că ce mai bine nu spuneam, pentru că eu credeam că mă protejează și mă urcam pe râpă, mă duceam pe locuri în care era periculos. Mă duceam pe munte unde erau urși, erau lupi, iar eu într-o noapte am vrut să dorm acolo. Deci realizez că părinții mei au plecat cu oameni să mă caute. N-am avut frică, dar crezând, și e grozav, că atunci când crezi, atunci toate lucrurile se întâmplă. De fapt, ăsta este singurul mod de a trece prin viață, crezând în ceva, crezând în tine. Un alt crez de al Georgianei este că România i-a dat tot ce a avut ea mai bun. Așa că a venit timpul să-i întoarcă darul. An la rând a ținut cursuri de perfecționare pentru terapeuți, iar acum visează să-și deschidă o clinică și în țară. Pentru că ce poate fi mai frumos decât să fii tu însuți înger pentru alții, mai ales când alții sunt, de fapt, ai tăi.